Procesul dintre primăria municipiului Timișoara și clanul Cârpaci pare interminabil. După un an de zile în care a plouat cu amânări din partea instanței, cât timp cazul a fost judecat la Timișoara, acum magistrații au decis ca dosarul să fie strămutat la Arad. Primarul Timișoarei, Dominic Frid, se arată extrem de dezamăgit de modul în care instanța a înțeles să trateze acest caz. Cât de greu poate să fie să dai afară pe cineva din casa ta? Se pare că e greu dacă respectiva casă se află pe un anumit bulevard din Timișoara. Azi, instanța a decis strămutarea la Arad a procesului pentru evacuarea celor care ocupă ilegal vila de pe CD Loga numărul 52. Acuși se face un an de când am recuperat această vilă din mâna celor care stau aici ilegal de decenii și am intabulat-o în patrimoniul statului. Tot de vreun an ne plimbăm prin sălile de judecată pentru a-i scoate afară pe cei care stau în casa statului. Amânare după amânare până când s-a decis să o luăm de la capăt la Arad. Nu ne judecăm pentru cine este proprietarul clădirii. Asta este clar, vila e în patrimoniul statului. Ne judecăm să-i scoatem afară și să folosim clădirea în beneficiul timișorenilor. CD Loga 52 e una din acele vile care au ajuns prin mijloace dubioase în mâinile unor familii celebre din Timișoara. Indiferent de câte tertipuri inventează, nu mă vor opri din a aduce înapoi în patrimoniul Timișoarei ce este al nostru, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.